Bine v-am găsit, dragi prieteni, la FIFA 23. Momentul mult așteptat a sosit în sfârșit un career mod în FIFA 23. Da, într-adevăr, știți bine, dacă nu știți, vă rog să vă uitați la episodul, videoul trecut, că de ce nu am filmat FIFA 23 încă. Sunt, desigur, probleme pe PC din cauza măgăriei care au implementat-o cei de la EA Sports, acel anti-cheat system, cei care jucați pe calculator știți despre ce vorbesc, anti-cheat system care, desigur, că pur și simplu blochează absolut tot, aproape totul, și chiar și OBS-ul, Bandicam, Fraps, orice program de înregistrare vrei să folosești, îl detectează ca fiind un fel de cheat, da, game capture, ce să zic și eu așa. Dar, da, până cei de la FIFA vor repara chestia asta, chiar că am dat două ticketuri, după care am scris pe forumul ăla de EA Help, nimic nu s-a întâmplat, nimic nu mi-a răspuns, clasic. Să sperăm că la următorul update al jocului ne va lăsa să filmăm în mod normal, dacă nu, asta este, vom filma în acest mod windowed. Deci s-ar putea să vedeți anumite, eu știu, bări negre sau poate nu vor fi așa vizibile, încerc eu din Sony Vegas să le mai editez și da, astea, trebuie să mergem mai departe, nu lăsăm acest lucru să ne oprească, așa că hai să vedem primul career mode pe care îl joc împreună cu voi, deci credeți-mă, m-am răbdat să joc career mode, deci credeți-mă că nu știu absolut nimic și ce drept am văzut. Primul impact, să spun așa, care mi l-a făcut aici, este acest nou meniu care EA Sports, știu că și prin videouri tot au spus de el că, uai, că îl face mai ușor, mai ușor de accesat, mai logistic, mai nu știu ce. Sincer, mie mi se pare că l-au complicat să-mi bag piciorul hell a lot. Dar, da, poate ne vom jigni cu timpul. Și vorbim despre career mode, facem aici un career mode special. Nu un career mode cu Aston Villa, ci un career mode cu Stevie G, man. Steven Gerrard, desigur, cel care a făcut o treabă excepțională la Rangers, acum la Aston Villa. În momentul de față, discutabil în campionat, am auzit câteva zvonuri că ar putea să fie dat afară, dar pe alte zvonuri că totuși încă au încredere în el. Nu se știe ce se întâmplă, dar am zis, hai, ăla e, facem un cărimă cu Steven Gerrard, pentru că de data aceasta cei din FIFA ne-au dat antrenori cu licență, deci putem să facem nu doar cărimă cu echipe, ci și cu antrenori, cel puțin în viziunea și în imaginația mea, acesta este un cărimă cu Steven Gerrard, să vedem parcursul acestui antrenor, care eu, unul, am mare încredere în el și mare hype, este încă la început, dar ce a arătat la Rangers, a arătat că știe treabă și chiar și la Aston Villa la început acolo a făcut treabă bună. Dar, na, totuși este Premier League, este greu cu echipa ca Aston Villa, dar totuși acum în FIFA mă uit peste această echipă și este echipă chiar frumoasă, decentă, dar, na, în mare parte cam 80 este overall nostru dacă o luăm așa că mulți 7, 75, 79 și așa mai departe. Bun, am pus o grămadă de jucători la vânzare, acum să vedem, desigur, dacă reușim să-i vindem. Pe câți îi reușim să-i vindem și să-mi dau seama cum naiba se lucrează cu chestia asta. Sincer, nu știu. Uite, așa avansează, așa, ok, și cum am trimit de asta de scout, am înțeles, so interesting, așa. Și, da, ia uite, vin primele oferte. Hai să vedem, ia. Cum v-am spus, prima oară când joc FIFA, career mode cu voi, că încă mi-arată chestii de-astea de tutorial. Bun, cum să parcă aș vrea să-l păstrez, 24 de ani, eu cred că va evolua la noi la echipă. Pe de altă parte, Wesley, sunt gata să-l vând. Hai să vedem negocierile împreună, să vedem dacă au schimbat ceva. Știu că au schimbat cutscene-urile când cumperi jucătorul. Nu știu când îl vinzi. Să vedem, pe moment îmi pare totul de-a dreptul identic, ceea ce, na, nu mă surprinde. Hai să vedem, 10 bețe vreau eu pe omul nostru, ia vedem acolo noua chestie cu tension, care, să fiu sincer, chiar ajută, măcar vom vedea, știi, să nu exagerez, să văd ce, cum. Și da, ia uite, foarte bine, 9 milioane pentru omul nostru de la Hertha, perfect! Ia uite, începem și facem bănuți direct din start, bro!
Opa, ce noutate avem aici? Este un cutscene în care îl vedem pe Traore că pleacă de la Aston Villa. Deci acum avem cutscene-uri chiar și când pleacă jucătorii, ceea ce este un lucru frumos, dar având în vedere cât remote facem noi, cred că o să ne plictisim cam repede de această fază, dar e destul de nice, să zic așa, adică, bă, e... Na. Oh, ia și ne arată și restul. Ah, mi-am crezut că pe Traore l-am văzut, nu pe Wesley. What the fuck? Ia, nota. Ah, ho, ho, excellent deal. Păi cum? Legendă în legende. Băi, eu știu cum stă treaba. Dar am crezut că... Ah, da, ia, vezi? Pe Traore l-am văzut. Doar că ne-a arătat un cut scene, zici că pentru toți sau ceva, nu știu. Hai să vedem ce notă. Oh, nota ce? De ce? Good price. Hey, logic, good price. Ah, că nu prea avem poate alți jucători pe acele poziții. Ah, ciudat un picuț cum se face, să-i zic așa, notarea. Dar, da, ideea este că am primit câteva oferte, sunt dispus să vând destul de mulți jucători. Și hai să vedem. Vreau un prim transfer. Vreau un prim transfer aici să fie un jucător. Ceea ce mă așteptam să facă Stevie G este desigur să-l transfere pe omul ăsta, pe Ryan Kent, dar desigur mai lăsăm puțin până termină scout-ul. Oh, dar ce dracu se mișcă așa greu scout-urii? Băi, nene, mă, am crezut că e gata, totul e gata, fresh, știi cum zic? So fresh. Și eu numai vin și țac, pac, fac transferurile și tic-taca. Dar se pare că mai trebuie să așteptăm. Nu este nicio problemă, așteptăm și să vedem ce oferte ne mai vin pe jucătorul nostru. Ia uite, încă un cutscene. Hai să vedem, este Motamo același cutscene, așa-i? Da, de data asta este cu Oliver Watkins, care este un om destul de important echipei și am decis să-l vând. Da, hai să vedem. Exact același cutscene, nu? Da, exact același cutscene. Într-adevăr, putem să-i dăm skip. Oli Watkins a plecat la Villarreal pe 20 de milioane, să vedem ce este jocul. Eu zic că este un preț foarte bun, dar într-adevăr cred că ne va da un scor mai mic din cauza că nu prea o să avem acolo oricum note și note. E bine, e bine pentru că în momentul de față avem un total de 156 de milioane, dar un current budget de 136, bine, și foarte mulți avem acolo pe salarii. Dar da, foarte, foarte bine ne descurcăm, dragi prieteni, avem aici treabă bună, dacă știi cum zic, din nou în cazul. Același lucru, bă, ce plan. E un picuț haios dacă te gândești că deja în videoul meu o să fie nu știu câte cutscene cu oamenii care pleacă de la Aston Villa. Bă, știi ce, de gen, ce se întâmplă, mă, aici? Toți pleacă, toți așa cu valiza, zici că sunt în desenele Tom și Jerry, toți așa triști cu valiza. Oh, trebuie să plec. Vai, Doamne. Într-adevăr, hai să văd dacă așa, ia uite, băieții noștri au terminat aici iarăși scout. Ia uite că jucători, ia uite, mă, nene, mă. Aia zic, facem o revoluție aici la Aston Villa. Hai să începem acea revoluție mult așteptată prin transferul lui Roy Kent, 25 de ani. Dar totuși am încredere în el și mă mir cum de nu l-a luat Stevie G la echipă. Oricum, îl iau eu. Un fost jucător cu care, hai să ne imaginăm că Steven Gerrard s-a înțeles foarte bine, au acolo așa o chimie, se văz pretinași, dacă știi cum zic. Hai să vedem, și vă dau pe Ashley Young și vă mai dau așa vreo 8 milioane. A, n-aveți nevoie de Ashley Young, propose another player, deci aveți nevoie de mijlocași. Bă, din mijlocaș i-aș cam păstra pe tău, să fiu sincer, poate vi-l pot da pe Paul Riley ăsta dacă-l vreți. Și vă mai dau iarăși 8 bețe, bastonașe, tractorașe. Hai să vedem, n-aveți nevoie de el, dar ok, ne-am înțeles pe la 9 milioane, ceea ce e aproape de suma care aș vrea eu. 8.5, spun eu, și el a zis, alright, sigur, nu avem o înțelegere.
bine ești de tot, Ryan Kent, aproape să vină la Aston Villa în Premier League. Aia zic, ia uite din nou, aici e pe modul clasic, așa la restaurant, faze, chestii trestii, ca pe vremuri să spunem așa. Hai, dăm aici un 5 ani. Ia uite că aici nu am o chestie de aia de tension. N-ar fi fost rău și aici, știi, să văd dacă pot să forțez negocierea, să zic, salarului. Ba, ia uite, acum ne apare. Bine-s cu fines, despre asta vorbesc. Hai să încercăm 40. Ia uite așa, băiatule, care ești tu băiat? Ia mai lasă tu din salarul ăsta, că nu ești Batman. Să-l dăm 50. 64. Cum crește tension, nu? 60? Te rog? 64? Shit, trebuie să dăm atât. Noi bai că avem o grămadă de bani. Dar foarte bine, Ryan Kent, bine ai venit la Aston Villa. Avem aici primul transfer de la Rangers, fosta echipă a lui Stevie G. Foarte tare, acum ar trebui să avem un casin, așa e? Da, ia uite, Ryan Kent care vine la Aston Villa, de parcă e un băiat așa de pe stradă care intră într-un magazin să-și cumpere ce Adidas. Și așa vine Steven Gerrard cu un telefon în mână. Hei, salut, tu cine ești? Kent, ne vedem la antrenamente. Îmi place că după aia l-au dus, ia uite, într-o debara să se antreneze, pentru că suntem la Aston Villa, avem o debara profesională de antrenamente. Și acum vine și din nou Stevie G, așa să fac o poză cu omul nostru, Kent. Ia uite ce mișto. E bun, primul nostru transfer. Azi de ce note ne dă? Ce? Cred că o să fie multe, multe note de ce pe la noi. E bun. Într-adevăr, nu este acel jucător wow, dar este un jucător care o să ne ajute foarte mult așa la consolidarea lotului. Și uite că tot îl punem aici așa să ne fie pe fază și o să-l pun în locul lui Coutinho, că Coutinho nu poate să se reprofileze pe LV, nu știu în ce cauze, prea bătrân sau ce dracu acolo scrie că e LV. Încă nu înțeleg chestia asta în FIFA, dacă jucătorul, scrie că are la positions, acea poziție pe care tu vrei să-l pui și după care la development tu vrei să-l pui pe LV, îți zice că îți trebuie de fapt nu știu câte săptămâni, ce săptămâni, o tonă de timp. Bun, în momentul de față el va fi titularul nostru pe această poziție de LV. Hai să ne căutăm un atacant, pentru că ne-am pierdut ambii atacanți cheie și Kent și Ings, Watkins și Ings, care nu m-aș fi așteptat să-l vând și pe ăsta, pe Derry Ings, pe Watkins, pe Ings mă așteptam că e un picuț mai bătrân. Dar hai să vedem. Ar fi o idee foarte faină, Calvert-Lewin, 25 de ani, nu știu ce să țin aminte că e mai tânăr. Ăsta clar ar fi mișto de viitor. M-ar tenta foarte mult și Tammy Abraham. Ia uite, Lukaku, așa, David Vlahovic sau Harry Kane, The Hurricane, dar ar fi un picuț prea exagerat acest transfer totuși la Aston Villa. Așa că revenim la Tammy Abraham, care totuși este un picuț cam scump. Deci, asta dăm. They're asking prices, deci suma care o cer ei este de 62 de milioane, dar este o șansă pe la 49. Hai să vedem. Approach to buy. Hai să vedem Tammy Abraham după perioada asta foarte bună pentru acest jucător în Serie A, să spunem așa, chiar a avut o perioadă foarte bună. Este momentul, zic și eu așa, să vină înapoi în Premier League. Din nou îl oferim pe Ashley Young să mă scap de el. Desigur că n-au nevoie oamenii ăștia de Ashley Young, un speță de jucător, domnule, ce să facem cu el? Vă ofer 50 de bețe pe Tammy Abraham și i-au zis, da, sigur, hai! Nu știu ce, mi s-a părut că m-a făcut vocea lui Scooby-Doo imediat. Bun, hai să vedem. Foarte bine, bă, Tammy Abraham. Ăsta transfer frățic, așa, la Aston Villa. Parcă l-aș și vedea bine, în realitate parcă mi se pare mai bun Tammy Abraham. Cred că l-aș vedea pe Tammy Abraham chiar și la o echipă, uite, ca Chelsea, echipe mari, pe bune, chiar este un jucător bun. Nu aș putea să spun că tot timpul, nu e așa acel consistency, știi cum vreau să spun, la jucător, tot timpul să dea gol, să fie acel jucător, dar cu Mourinho acolo, stai liniștit că o să fie șlefuit la o calitate maximă și omul ăsta o să fie șmecher-ștecher.
Hai să vedem, vă dau 500 așa și 70. Ok, vrei mai mult la standing bonus, la 5 goluri vrei ăla. Bine mă, hai că ți le lăs și ți le dau. Foarte bine, bine ai venit, Tammy Abraham, omul nostru care desigur sper eu că ne va ajuta foarte mult aici în career mode. Ia zidem, de data asta vine un alt antrenor acolo, nu doar doamna. Dar din nou îl trimitem în debara cu această doamnă să se antreneze. Dar de data asta, uite, vin și alți doi jucători să se uite la el. Cred că ești un, da, cum ești un jucător mai important, știi? Vin și băieții să-l vadă. Ia uite-l, bă, pe ăsta al nostru. Da, da, ia uite așa. A, ăla era Dinie, mă. Ce bău și eu. Era Dinie, ia uite. Pac, pac, frumos, poze cu Tammy Abraham. Și îmi place că pentru Ryan Kent a venit Steven Gerrard de sus, să zicem așa, știa, a venit de la birou. Oh, băiatul meu, Ryan Kent, hai, facem poze. Așa, selfie, chestii, ia uite, a venit. Și vine Tammy Abraham. Tammy Abraham, hei, dar nu vine și Stevie G? Și ăștia, nope. Oh, ok. Ok, hai să facem poze de alea ca pentru Instagram. Psst, psst, psst. Oh, Doamne. Da, bun, avem acum și un super atacant, așa, știi cum zic, un super atacant. Pe cine ar vrea să scop pe ăsta, Bende, așa, perfect, îl punem aici. Și îl avem și pe Archer, care este băiatul nostru tânăr acolo de rezervă. Bun, Tammy Abraham și Kent, doi britanici au venit așa la noi. Am avut și un obiectiv la echipă, știi, să transfer de ăștia britanici, englezi. Și am zis, ok, hai că încercăm așa. Bailing îmi place, clar o să rămân acolo. Să vedem și banca de rezervă, să vedem și ce jucători mai reușesc să vând și așa ne vom da seama ce vom mai mișca. Ia uite, mai vin aici câteva oferte, vin oferte pentru Steer, care nici n-are rost să negociez, direct dau accept. Vin oferte pentru McGinn, pe care o voi refuza pentru că îmi place jucătorul ăsta și vreau să-l păstrez cel puțin un sezon. Și vine ofertă pentru acest RVB al nostru, Frances Gilbert de la Arsenal. Haideți că negociem cu cei de la Arsenal plecarea omului nostru și să vedem cum stă treaba. Într-adevăr, am uitat să vă spun că acest career mode încercăm așa să-l facem, să și jucăm puțin din meciuri. Și o să testăm o nouă chestie ce s-a implementat în acest FIFA, care cred eu că va ajuta relativ mult părțea asta de career mode. Este o fază când îți meciuri, ai șansa de a da să joci highlights, știi? Deci momentele cheie, jocul cumva se simulează și când se sizează că, ia uite, ăsta ar fi un moment foarte important de a da noi gol sau poate adversarul, nu știu că dacă și la adversar ne arată sau nu, dar pentru noi ne arată, știi, când e un moment de la cheie, să ne bagă și jucăm noi gen acel highlight, știi, când e un moment de ăla de atac sau așa ceva. Putem să testăm și această fază. Și da, avem primele două transferuri, ambii britanici, cum spuneam, pentru că am avut aici la objectives. Da, nu s-a pus. Sign two players of the same nationality as the club. Și mi-arată că e 2 din 2 complete, dar nu mi-arată că e cu verde, știi, bifat. Ok. Ok, am înțeles. Ideea e că l-am făcut. Apoi, CSF. Bun, dacă mai aveți și voi idei de transfer, scrieți-mi în comentariile de mai jos. Dacă aveți, eu știu, păreri, chestii, trestii, știți-vă în comentariile de mai jos. Voi răspunde și eu comentariilor de acum încolo. Și da, ne auzim în episodul viitor din career modul acesta cu Stevie G in the house.